Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu-Severin este în curs de reabilitare și modernizare. Proiectul, demarat în toamna anului trecut, are un mare succes datorită implicării active a autorităților locale, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Acesta a fost pe șantierul de lucru, verificând stadiul lucrărilor, în valoare de peste 10 milioane de lei. Lucrările de modernizare a secției boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu-Severin sunt realizate în procent de 60% și sunt șanse bune ca până la sfârșitul anului proiectul să se finalizeze, acesta fiind termenul asumat prin contractul de finanțare pe care președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, l-a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Am venit astăzi pe șantierul de la secția externă a Spitalului Județean, secția TBC, acolo unde se reabilitează și se modernizează cele două corpuri de clădire existente, dar în același timp se construiesc încă trei corpuri noi. Două sunt deja construite, al treilea urmează în scurt timp să înceapă lucrările la acesta. Ritmul ar putea să fie mai bun, este adevărat, este un proiect pe care trebuie să-l terminăm la sfârșitul acestui an, să sperăm că vom reuși să ne încadrăm cu cea mai mare parte a lucrărilor, dar cu toate astea trebuie să ținem cont de faptul că este greu în momentul de față să găsești oameni calificați pentru a lucra în construcții civile. Trebuie să ținem cont și de faptul că lucrările aici au început cu întârziere, în condițiile în care în perioada pandemiei aici au fost pacienți bolnavi de COVID și nu s-a putut lucra, dar sperăm ca în lunile care au mai rămas până la sfârșitul anului să recuperăm timpul pierdut. Oricum, una peste alta, va fi o lucrare de calitate cu alte corpuri de clădire față de ce era înainte, cu lifturi pe care le vom monta, cu o dotare nouă, adică va fi altceva față de ce a fost până acum la secția TBC. Lucrările de extindere și modernizare a secției TBC, secție externă a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu-Severin, au înregistrat progrese, însă trebuie luați în calcul mai mulți factori. Este din ce în ce mai dificilă găsirea de oameni calificați pentru construcțiile civile, iar aici au fost cazați pacienți COVID-19 în perioada pandemiei și nu s-a putut lucra. Totuși, până la sfârșitul anului, autoritățile speră să recupereze și să se poată realiza cât mai mult din proiect. În momentul de față s-au terminat lucrurile de hidroizolație a clădirilor existente, se lucrează intens pe zonele de interioare pentru amenajări și instalații electrice, sanitare, termice și de ventilație. S-au demarat lucrările pentru ultimul corp nou, ce va fi parte integrantă din proiectul actual. Muncim în permanență cu un număr de 60, între 60 și 70 de persoane și sperăm să reușim să ne încadrăm în termenul estimat pentru finalizarea contractului. Până acum s-au realizat lucrările de hidroizolație la cele două corpuri existente, se lucrează intens la amenajările interioare, la instalațiile sanitară, termică, electrică și de ventilație. S-au construit două noi corpuri de clădire, iar pe parcursul săptămânilor viitoare vor demara lucrările pentru cel de-al treilea corp nou. Această secție va fi complet schimbată și dotată la final și va îndeplini toate standardele unui spital de pneumologie, în care pacienții să fie tratați corespunzător și să aibă condiții foarte bune pe parcursul spitalizării.